Este scandal la Wimbledon după ce ATP și WTA au anunțat că sportivii ruși nu vor primi puncte. Anunțul vine după o altă decizie controversată. Jucătorii ruși și bieloruși au fost excluși de la turneul londonez. Așa se face că nume foarte mari din circuit au început să-și anunțe deja retragerea de la turneul de mare slam. Silviana Baicu, colega mea, știe despre cine este vorba și vine cu toate informațiile. Silviana, te ascultăm. Bun găsit! Excluderea sportivilor din Rusia și Belarus din cauza războiului a lăsat Grand Slam-ul londonez fără puncte acordate de ATP și WTA. Iar acum riscă să-l lase și fără nume mari ale tenisului. Tot mai mulți jucători iau în calcul să plece în vacanță, spre exemplu pe durata turneului, care evident în urma deciziei nu mai contează pentru clasamentele mondiale. Primul care a rostit această idee a fost italianul Fabio Fognini, clasat în acest moment pe locul 51 în lume, și vedem și noi mesajul: cel mai probabil o să plec în vacanță, prefer să duc familia la Formentera decât să merg la Londra. Pentru ce? Nu mai există motive acum când s-au tăiat punctele și oricum nu prea îmi place să joc pe iarbă. Este mesajul pe care l-a transmis sportivul italian, iar aceeași idee o împărtășește și fostul numărul 1 mondial, Naomi Osaka. Japoneza a transmis un mesaj tranșant în urma eliminării în primul tur la Roland Garros. Decizia tăierii punctelor mă afectează mental pentru că motivația scade. În acest moment nu știu dacă voi juca la Wimbledon, m-aș duce doar pentru a căpăta mai multă experiență pe iarbă. Dar acum, în acest moment, mă descurajează perspectiva de a juca degeaba, fără șansa de a urca în clasamentul mondial, mai ales că pentru mine acest aspect a contat mereu, m-a motivat. Este mesajul pe care l-a transmis jucătoarea niponă. Vedem că așadar perspectiva unor câștiguri financiare substanțiale nu îi motivează pe sportiv, mai ales că față de anul trecut, organizatorii au anunțat o creștere de 14% în ceea ce privește fondul de premiere. Pe scurt, Wimbledon 2022 este cel mai bogat Grand Slam din lumea tenisului în acest moment.